Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă prezint un clip cu colecția mea de produse pentru unghii, care conține și colecția mea de lacuri, dar întâi vreau să vă arăt că înainte aveam o manie să-mi pun singură unghiile cu gel și am această lampă. Am cumpărat-o de pe ocazii.ro, era nouă și este de la firma Adi Alarm. Așa. Mai am aici niște tipsuri care mi-au rămas de atunci și chiar nu mai vreau să-mi pun tipsuri. Am unghiile mele naturale și sunt mult mai ok. Sunt aceste tipsuri care le cumpăram din magazinul Euro. Este un magazin, un centru comercial din Timișoara. Fetele din Timișoara știu despre ce vorbesc. Așa. Am și această oj, un dizolvant pentru unghii de la Sephora, care este pe terminate și, sincer, din punctul meu de vedere, este o mare porcărie. Această acetonă de la Auchan, din Auchan, am cumpărat-o, a fost vreo 7 lei. Mai am aici două bahfăre din ce mi-a rămas dinainte. Vreo 3 pensule, am aici și asta este de la Avon pentru French, pentru aplicarea gelului și așa mai departe, am doar 3. Atâta mi-a mai rămas și o să mai împuținez din ele. Și am aici niște pile, am de la Opi, două feluri și de la Janet, pilele de la Janet și de la Opi sunt foarte bune și mai am acestea No Name care sunt și acestea destul de ok. Am acest cleștișor pentru cuticule de la Avon care nu e bun de nimic. Am și niște unghiere și forfecuță. Acest clește pentru tăiat tipsurile care a fost extrem de ieftin, cred că am dat vreo 12 lei, acum vreo 4 ani pe el și încă, spre surprinderea mea, încă taie tipsurile, am încercat mai înainte. Și această periuță pentru ștergerea prafului de pe unghii. Și mai am aici, am aceste pietricele No Name, sunt foarte ok și îmi plac mult când, dar acum cum nu mai îmi aplic singură unghii cu gel. Sunt acestea de la Avon foarte colorate și acestea îmi plac mult. Acum nu mai îmi aplic singură gel, deși eu nu le recomand tot timpul. Am acest clipici pe care am dat vreo 3 lei, tot așa din magazinul Euro l-am cumpărat. Mai am și acestea sunt niște ca un fel de sticăre și acesta este ca puful. Aici mai am acestea, le-am luat așa pentru tot așa, am făceam cu sclipici, eu sunt nebunită, am verde, am și așa, am și paiete, am și glitter. Acestea sunt culorile. Și acum să vă arăt oje. Ca bază am pe aceasta de la Manhattan, care îmi place foarte mult. Mai am și acest tratament de la Avon pentru împotriva exfolierii unghiilor și crăpărilor, care este foarte bun din punctul meu de vedere. Am auzit foarte multe păreri contra acestui produs, dar pe mine m-a ajutat. Unghiile nu mi se mai exfoliază atât de tare și chiar mi le-am tărit. Pentru cuticule am acest ulei pentru cuticule de la Farme, care este foarte bun, ajută cuticulele și chiar dacă, de exemplu, le-ai tăiat cumva greșit sau nu le-ai împins cum trebuie, acesta ajută mult și spune că expiră în 12 luni. Eu l-am de mai mult de 12 luni, am consumat doar atâta, deci este mai mult decât spornic și încă își face treaba exact ca în prima zi, așa că nu o să-l arunc, o să-l folosesc în continuare. Ca top coat am pe acesta, este No Name, nu știu exact ce firmă este. Am două pentru că acesta este la jumătate și nu vreau care cumva să rămân fără. Acesta la întuneric este neon și e super, doar că închide puțin nuanța lacului de unghii, dar de obicei îl folosesc dedesubt și e ok. De la Avon am doar două oje, este aceasta Stardust în nuanța aceasta Radiant Rose, este cu glitter și este acesta de la Magic Effects, nuanța
White mat mi se pare că este mult prea gros, se uscă foarte repede și nu-mi place, se crapă destul de repede. Mai degrabă acesta și dacă doriți o jăbune de la Avon, vi le recomand pe cele de la Gel Finish. Și două oje am de la Farmec, sunt acestea, este acest roșu frumos și acest roz pal. Sunt niște oje care rezistă foarte bine, mie îmi plac mult și vi le recomand, au și un preț accesibil, 7-8 lei. Și chiar și la salon unde merg eu tot ojă Farmec folosește. Am și o ojă de la P2 pentru că am fost curioasă cum sunt. Da, este o ojă bună și îmi place mult. E o ojă bună, rezistă și are o nuanță frumoasă. Am de la Essence două oje. Am avut mai multe, dar între timp le-am terminat. Am acest roz frumos care îmi plac foarte mult, de exemplu, la ele, pensulicile. Vreau să vă desfac așa puțin să vedeți. Sper să nu murdăresc prea tare. Au niște pensule foarte late care ajută foarte mult aplicarea, deci sunt foarte ok. Și am și acest sclipici care este aproape terminate, care e foarte ok, rezistă pe unghii și se îndepărtează destul de ușor. Mai am o ojă din aceasta destul de închisă, tot glitter, este de la Technic, este cumpărată de la HIT sau KIK din Germania, majoritatea sunt de acolo, pentru că mi se pare că au o calitate foarte bună și sunt ok. Am o ojă fabuloasă de la Miss Sporty, chiar asta rezistă mai mult de o săptămână, chiar și o săptămână și ceva. Are și o culoare frumoasă și este foarte spornic, o am destul de mult timp și am consumat doar atâta. În pofida faptului în care eu de obicei îmi fac doar o... Și foarte rar îmi pun gel, doar în situații de urgență, dar e ok, îmi place mult. Și am și o singură ojă de la... Oriflame este aceasta de la Very Me și este o ojă sugar, arată puțin ciudat pe unghii, mai ales că eu nu sunt obișnuită să arate unghiile mele așa ca zahărul, dar e o nuanță drăguță, însă nu este foarte rezistentă, mai mult de două zile și apoi se ciobește destul de ușor. Am acestea două care sunt destul de vechi de la Orchide. Sunt acelea pentru a vă-ți face modele, dar eu cu modelele nu am răbdare, așa că prefer să le folosesc, pun o altă pensulă și le folosesc pe toate unghia. Mai am acesta care este neon, îmi place mult și e foarte ok. Și tot de la aceeași firmă mai am și pe acesta, care este un gri așa mai închis. Mie îmi plac culorile mai deschise, dar sunt ok. Am pe aceasta de la Party. Mi se pare este o ojă lichidă. Este cu sclipici, dar asta nu prea e rezistentă. E singura ojă cumpărată de acolo care nu e rezistentă. Din câte țin minte, probabil să mai am, dar nu cred. Și acum începem cu marea colecție Beauty Line. Pe aceste două rânduri sunt oje doar de la Beauty Line. Am chiar și oje noi. De exemplu, acestea patru, de fapt am mai multe noi. Acestea patru nici măcar nu le-am desfăcut. Chiar două dintre ele sunt cu sclipici. Sunt niște oje foarte bune, la prețuri accesibile, așa că mereu o să le recumpăr. Și mai am acestea două care sunt la fel, am un alb și mai sunt și așa, ele sunt în mai multe variante, îmi plac mult și tot timpul recumpăr, chiar dacă îmi cumpăr și câte două din aceeași nuanță, nu are nicio importanță. Și mai am pe acestea, care sunt foarte frumoase și să trag puțin la o parte celelalte. Sunt foarte frumoase, rezistă mult și din moment ce mi-am cumpărat acestea, de exemplu, iarăși, din acest gri, nici n-am început nici măcar unul și am două, dar voi începe cu siguranță și sunt foarte bune. Și acesta, am știut eu că mai am unul, de la Beauty Line, acesta iară
De când l-am cumpărat este așa, probabil s-a, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu rezistă deloc pe unghii. Acestea? Și ar mai fi acestea tot de la Beauty Line, acest albastru frumos și roz. Și acum pe cele de la Beauty Woman, sunt niște oje bune și acestea, acestea cu sclipici, iarăși, de exemplu, astea care sunt puțin mai apoase. Nu se aplică așa de bine, dar chiar m-am uitat în magazin, așa sunt aproape toate. Și chiar tot timpul rog și pe mama mea și pe mama prietenul meu, tot timpul îmi cumpără oje din astea și așa sunt ele, nu știu ce au, doar acestea, dar în rest sunt foarte bune. Toate. Uite, uitați, de exemplu, aceasta este super. Am acest galben și acest roz. Acestea sunt niște nuanțe neon care sunt preferatele mele în ultimul timp. Am și acest gri care este pe terminate. Îl folosesc mai mult iarna. Am și aceste nuanțe de mov. Uitați, de exemplu, din acestea am 3. Pentru că mi-am luat și eu, mi-am luat și mama. Mi-a luat și mama prietenului meu și de aia mi se întâmplă să am mai multe din aceeași nuanță. Sau îmi iau și se întâmplă și din greșeală să uităm. Și atunci, așa, cam astea sunt. Și mai am și acest roșu puternic care mie îmi place mult. Chiar acum, de curând, am început această ojă și mi-am făcut pedicura cu ea. Și mai am și acest clipici. Fetelor, acesta a fost clipul și sper că v-a plăcut. Pa, pa!